Noul lider al organizației județene a PSD Sălaj recunoaște că partidul din care face parte a pierdut atât capital de imagine cât și electorat după alegerile europarlamentare din 2019. Ionel Ciunt spune că forța unui partid stă în unitate, iar atragerea tinerilor va fi unul dintre obiectivele formațiunii politice în viitorul apropiat. Noi suntem sinceri, cel puțin eu sunt sincer și recunosc. În 2016 am fost pe val, să folosesc un termen din politică. Acum suntem, nu chiar pe creasta valului, puțin mai jos. E pe val altcineva. Ăsta e adevărul. După cele două tipuri de alegeri, suntem așa cum suntem și partidul trebuie reconstruit numai la nivel de Sălaj, peste tot în țară. Ori bătălia noastră acum și munca noastră până în precampanie este pe acest tip de acțiuni. Și poate ați remarcat din ce am spus că aici ne vom concentra pe reconstrucția organizațiilor locale. Cât de greu sau cât de ușor va fi să rebranduim partidul, o să vedem după vot. Noi facem tot ce ține de noi și poate observați că din cei care au condus partidul la nivel de județ, numai niciunul dintre colegii mei mai în vârstă n-au candidat pe niciuna din funcțiile importante. N-au făcut un pas înapoi, că nici nu asta ne dorim să facă un pas înapoi. Și i-am invitat în conferință. Dom'le, dumneavoastră trebuie să stați nu înapoi, trebuie să stați lângă noi, să ne folosim de experiența dumneavoastră, de lucrurile bune pe care le-ați făcut, iar din alea rele pe care le-ați făcut și nu intenționat, că atunci când muncești și greșești, să învățăm ceva. Dacă nu învățăm nimic din ce am greșit la europarlamentare, la alegerile prezidențiale, riscăm să repetăm greșelile și este în defavoarea noastră. Ionel Ciunt, actual primar al municipiului Zalău, spune că are emoții înaintea alegerilor locale din acest an. Eu niciodată nu surclasez contra candidații mei. Și e firesc să ai emoții, mai ales când vrei să câștigi. Dacă nu vrei să câștigi, s-ar putea să n-ai emoții. Dar, sigur, emoțiile sunt inerente la orice tip de competiție. Niciun meci nu e jucat dinainte și cine crede asta este în eroare, îl spun.